găsit, dragii mei! Vorbim astăzi despre ulcerul de stomac. Este o boală pe cât de frecventă, pe atât de insuficient tratată. Mult timp s-a crezut că principala cauza ulcerului este hiperaciditatea gastrică, tratamentul constând în neutralizarea acesteia. Dar cercetările au arătat că la loc de frunte este infecția cu o bacterie numită Helicobacter pylori și abuzul de medicamente antiinflamatoare. De asemenea, obiceiurile alimentare nesănătoase și stresul nu sunt deloc de neglijat în declanșarea ulcerului. Ulcerul poate provoca arsuri gastrice, dureri abdominale, greață, vărsături, pierdere în greutate. În cazurile avansate apar sângerări și complicații grave. Din păcate, mulți oameni continuă să ia medicamente antiacide, crezând că astfel pot scăpa de neplăceri, dar își fac mai mult rău decât bine. Acidul gastric nu trebuie eliminat. El are rolul de a descompune alimentele consumate și de a proteja organismul împotriva dezvoltării necontrolate a bacteriilor. Cum se poate acționa? Există soluții blânde care asigură protecția stomacului și combat bacteria răspunzătoare de ulcer. Un nutrient benefic este glutamina. Glutamina este un aminoacid găsit în carne de vită, pui, pește, ouă, precum și în suplimentele alimentare. În Asia, spre exemplu, glutamina este prescrisă pe scară largă în cazul pacienților cu ulcer gastric. Probioticele, bacterii benefice din iaurt, chefir, varză murată, sunt o altă opțiune bună împotriva ulcerului. Studiile au dovedit că suplimentele cu probiotice protejează mucoasa tractului digestiv și pot ajuta chiar la vindecarea ulcerelor deja instalate. Turmericul este un excelent ajutor în calmarea durerii și reducerea inflamației. Pudra de turmeric inhibă factorii declanșatori ai ulcerului. Foarte utile sunt și vitaminele C, D și E, care contribuie la menținerea echilibrului acidității gastrice și la repararea mucoasei intestinale. Să nu uităm că ulcerul gastric este o afecțiune cu care se luptă omul modern din cauza stresului și alimentației dezechilibrate. Așa că aveți grijă să corectați și aceste aspecte. Aduceți echilibrul în viața voastră și bucurați-vă de sănătate. Pe curând!